Cristian Brancu te invită să afli totul din prima. Începe exclusiv VIP. Doamnelor și domnilor, bine ați venit. Mi-am adus aminte acum, știi, când am văzut, mi-am adus aminte de poziția asta. Ții minte când era serialul Al Bundy, că era fotografia lui de jucător de baseball. Așa, doamnelor și domnilor, avem astăzi o emisiune care va fi chiar așa. Hai să vedem titlurile. Clipe cumplite pentru toți cei aflați în Ucraina, cât și pentru cei care sunt cu sufletul la ei. Nici vedetele noastre nu au liniște deloc cu gândul la suferința oamenilor nevinovați. Ce gânduri o macină pe interpreta de muzică populară, Mariana Birică, al cărei soț a fost cu doar o zi înainte de izbucnirea războiului în Ucraina, dar și ce emoții îi încearcă în aceste zile pe maestrul Botgros și pe îndrăgitul cântăreț din Republica Moldova, Cătălin Josan, aflați chiar de la ei astăzi. Stați cu noi! Simțit adesea lipsit de energie și fără pic de vlagă și nu ați știut până acum cum să vă reveniți? Stați cu noi și veți afla care sunt metodele prin care vă revigorați! Puteți să vă întrețineți corpul și sufletul, aflați în doar câteva momente de la unul dintre cei mai buni terapeuți din România. Nu ratați declarațiile momentului, imediat, la Exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Prietena emisiunii Exclusiv VIP, Laura Lavic, vine cu surprize pentru Cristi Brancu. Cât de încântată este celebra artistă de fiul ei, Victor Lavric, și ce colaborare au pus la cale cei doi, vă spunem imediat. Hai la sârbă moldoveni, ca la Iași în Falticeni, ce părere are Laura Lavric despre războiul din Ucraina și cum privește artista ceea ce se întâmplă acum în lume? Nu ratați poveștile cu suflet de la Exclusiv VIP. Stați cu noi! Aș fi vrut să-mi spune mie, bună seara, iubite. Nu știu cum i-a spus atunci când era puștoaică. Are 55 de ani și este încă burlac, dar i-au plăcut întotdeauna femeile frumoase. Despre ce artistă de la noi vorbește Cătălin Botezatu cu patos și ce i-ar fi plăcut să facă cu ea, aflați doar dacă stați cu noi. Nu trebuie să ratați! Mai personal, vrei să vezi cine e? Doar dacă vrei tu să ne arăți așa, dacă tot te-am prins acum, profităm. Provocarea supremă pentru Cătălin Botezatu. Reporterii Exclusiv VIP l-au controlat în portbagaj. Ce am găsit acolo și cum a reușit Cătălin Botezatu să piardă cheile mașinii, Cristi Brancu vine cu toate detaliile doar la Exclusiv VIP, unde vă arătăm totul din prima. Acum, ia să auzim cu războiul. Bagă, tată, bagă, hai acum. Cu de război. Ia să... Ce-i asta, mă, lacule bedelor? Nu e special, este un tribut special pentru evenimentul din Ucraina.
Am înțeles. Cine l-a făcut? Zici și mie. E de afară, sunt mai mulți băgați în povestea respectivă. Da, doamnelor și domnilor, prin urmare și comunitatea artistică din lume marchează cumva acest moment. Foarte interesant. Uite, nu știam că se face treaba asta. Pe de altă parte, comunitatea artistică din România este mult mai impresionată pentru că rădăcinile noastre legate de Ucraina și de Moldova sunt foarte, foarte puternice, foarte adânci. De exemplu, doamna Birică, prietena emisiunii noastre pe care o vedeți pentru a treia oră într-un interval foarte scurt, azi nu mai dăm cu sarmale și cu da, miroase, și acum miroase sarmale aici. Poate avem o surpriză culinară după ce terminăm această discuție. Pe de altă parte, știu că dumneavoastră ați fost cu sufletul cât un purice pentru că soțul dumneavoastră... Să înceapă războiul. Un prieten el știa, adică nu auzise... Se auzise așa, a zis, bă, dar poate nu este ca de altfel toți, cum spunem și acum, că poate la noi nu a venit, dar nu se știe. Nu se știe nimic, doamnă, câte vreme e un nici cetățean care... Nici ei n-au știut. Câte vreme e un cetățean care atacă și face ceva ce nu e de... În nu regul. Crede nimeni că s-ar fi putut întâmpla. Există oameni care se gândesc, știți că există oameni care au început să caute pe farmacii pastile cu iod, că dacă dă cu bombardeaua? Adică după psihoza de cum a fost la început atunci cu COVID-ul, urmează un alt gen de psihoză. Este absolut incredibil ce se întâmplă. Bun, acum, ce a făcut soțul acolo? Cum a fugit? Nu a fugit. Pur și simplu s-a dus la un prieten că avea ceva de discutat, ceva de transmis, ceva și a zis... Care era atmosfera acolo? Nu, el a fost aici mai la intrare de România. Deci nu a fost în centru și unde s-au bombardat și au fost dezastre. Dar un prieten care tot ne sună și sună și noi îi spunem dacă cumva îi se întâmplă ceva și vrea să plece cu drag, îi așteptăm la noi pentru că trebuie să îi ajutăm. Pentru că sunt oamenii noștri de aproape de aici, de noi. E adevărat. Cum vedeți dumneavoastră ca o femeie cu experiență de viață, ce se întâmplă în momentul ăsta și unde credeți că se poate ajunge? Nu știu, dar în tot cazul este dezastru și nu e pentru ei câte pentru copilașii ăștia care nu au nicio vină. Soțul meu se uită la televizor și când vede copiii începe să plângă, văzând, pentru că nepoțica o am acasă, mâine plecăm în Anglia cu ea, văzând-o pe ea, își închipuie, uite, un copil ca și a noastră. Ce știe copilul ăsta să... N-are de unde să știe. N-are de unde să știe. Nu are absolut sunt nimic. Și mai mari, n-ați văzut că i-a rolat în război și ei nu știau, ei credeau că se duc să facă... niște exerciții și s-au trezit că... E adevărat. Aia cu siguranță că eu... Probabil că cel mai mare șoc, oamenii au crezut că se duc acolo, fac niște exerciții și oamenii primesc, cum ziceau, am înțeles că se era în presa din Rusia, că îi primește cu plăcinte exact. Și cu flori. Și de fapt oamenii se așezau în față. Adică e deja o chestiune șocantă și cine mai sfidează cumva această evidență, ori nu ne spune că e plătit... Ori e prost. Am înțeles că sunt 6.000 până acum de victime. E adevărat. Victime. Dar gândește câți oameni fug de acolo. O să intrăm imediat în legătură telefonică, doamnelor și domnilor, cu buna prietena emisiunii noastre, doamna Marilena Adam, care de altfel a fost și unul dintre sponsorii emisiunii noastre prin cofetăria pe care o deține, lanțul de cofetării, și care s-a dus și ieri s-a întâlnit cu un convoi la Isaccea de 700 de refugiați, dintre care 500 erau copii. Da, restul de 200 erau mame. Mame, da. Și soții au rămas acasă să lupte. Dar nu s-a așteptat, nu vedeți, rușii ăștia, nu s-a aștepta la așa o lovitură da. Și din partea ucrainienilor. Da. Doamnelor și domnilor, ce s-a întâmplat ieri la Isaccea? Țin să o aplaud din punct de vedere uman și profesional pe doamna Marilena Adam, care, o să vedeți acum imagini în exclusivitate, de la ceea ce s-a întâmplat ieri la Isaccea, unde doamna Adam, o femeie foarte inimoasă care ajută de ani și ani de zile oameni nevoiași, a pus mână de la mână, a adunat foarte multe ajutoare și a plecat către Isaccea. Doamna Adam, bun găsit! Bună ziua, domnul Brancu! Vă rog să-mi spuneți, avem imaginile surprinse de dumneavoastră acolo, la vamă, avem și imagini video pe care ne le-ați trimis, o să vă vedem și pe dumneavoastră dintr-un vehicol oferind aceste ajutoare. Ce ați văzut ieri, ce mi-ați povestit mai devreme, este terifiant.
Păi ce să vă spun, ne-am zis și noi ca bun creștin, ne-am mobilizat și am mers să oferim refugiaților, mă rog, din Ucraina, ceea ce am considerat. Am dus alimente, pături, ce s-a putut. Pot să spun că a fost greu de privit. Mă uit și acum chipuri obosite, înghețate, copii care trăgeau și ei de o sacoșe, de o jucărie. Impactul față în față, vă spun că este groaznic. Ce vedem noi la televizor, pot să vă spun că, na, vezi la televizor, dar să-i vezi cu privirea aia disperată, totodată să-ți mulțumească. În momentul când au pășit din BAC spre noi, atât au spus, vă mulțumim, plângeau, răgneau, vă mulțumim că ne-ați primit, vă mulțumim, copiii disperați. Când îi vedeam că au fost dați din tiruri pentru că traversarea s-a făcut de la granița lor spre noi și era așa de frig și zăpadă și viscol, încât copilașul a trebuit să-i bage, cine s-a gândit să-i bage în trei tiruri tiruri mari. Și dădeau așa, mămicile îi dădea jos din mașină și cu ei în brațe și plângeau și ne mulțumeau. Nici ei nu mai știau, erau așa, bulversați. Noi, vă spun cât am stat acolo, am înghețat de prin o oră, două, tariei. Ne-am pus, cel puțin noi ne-am pus în pielea lor și am zis, Doamne, 5 minute să stai ca un fleș așa să faci, Doamne, dacă eram noi în locul lor. Și asta poate ne-a și determinat împreună cu familia și le mulțumesc că nepoții toți când am spus mergem, am mers fără nicio problemă, am plecat ieri dimineața, am venit azi noapte, nu vă mai spun și pe drum, piscol, dar n-a contat, am avut mulțumirea sufletească că am putut să le dăm poate un bob de orez aruncat într-o mare, așa consider, la ceea ce să vezi 700-800 de oameni, de copii cu mămici și întindeau brațele și ne mulțumeau și plângeau. Deci va fi, cred că, toată viața noastră, cei care am fost acolo, să fie un coșmar. Și poate așa să avem frică de Dumnezeu, să fim buni, să putem dărui, să... Nu știu, nici nu mai am cuvinte, nu știu ce să vă mai spun. Groaznic a fost. Doamna Adam, cu siguranță că, de, cum spunea cineva, din căldurică de acasă, privind știrile, pare într-adevăr o chestiune impresionantă, dar de acolo cu siguranță este, avem măsura exactă a terorii și a tragediei pe care o trăiesc cei care sunt lângă noi și sunt convins că sunteți un bob de orez, dar cu mai multe boabe de orez ca dumneavoastră, se poate face ceva bun pe lumea asta. Vă spun, am pus mâna cu tot și cu jandarmii după ce am descărcat, că am primit și la ei în Ucraina, am primit ce am dus noi, pături, strictul necesar, dar eu zic că și pe lângă toate pachetele astea, fiecare sacoșe, 400 de pachete, câte o iconiță cu Maica Domnului, am pus, Doamne, să le ajute Dumnezeu, așa am considerat noi, mai pe lângă toate lucrurile astea, Dumnezeu să nu le lipsească și mai puțin Domnului și le-am pus în pachet și câte o iconiță. Am avut așa, cu jandarmii, cu copii, cu nepoții, cu cine am fost, am ajutat, am încărcat tirul care urma să traverseze dincolo, să le ducă și celorlalți mâncare, hrană, haine, orice a fost binevenit, mănuși. Deci vă spun, am să dea Dumnezeu toată lumea să nu să fim buni, adică să fim buni, să în centre aici în București am înțeles că s-au deschis foarte multe centre, nu să nu ducem ceea ce nu ne trebuie în casă, hai să mergem să ducem, nu că ar fi păcat, acolo un șervețel, un dezinfectant, așa este. E binevenit. Da. E binevenit. Doamna Adam, să vă țină Dumnezeu năravul, cum spune. Da, vă mulțumim din suflet pentru generozitatea dumneavoastră față de cei care cu adevărat au nevoie. Vă felicităm, suntem alături de dumneavoastră și orice demers pe care îl faceți, îl veți găsi. Știți foarte bine că știți cum e, casa noastră este casa dumneavoastră, dar acum ușa este deschisă 24/24. Vă pupăm. Și ați făcut un lucru absolut extraordinar. Vă mulțumim foarte mult. Cu drag. Doamnelor și domnilor, avem și pe Cătălin Josan, care este foarte implicat, cunoscutul cântăreț, în ceea ce se întâmplă. Îl salut pe Cătălin chiar acum. Te salut, Cătălin. Faci niște demersuri extraordinare și tu. Vreau doar să te salut, pentru că după pauză, Cătălin, vreau să vorbesc cu tine și să-mi povestești ce ai făcut. Cu drag. Sigur. Ne întoarcem imediat cu Cătălin Josan și cu alte mărturii senzaționale ale oamenilor din preajma artiștilor sau artiștilor care, iată, sunt solidari cu această poveste. Urmăriți!
Doamnelor și domnilor, vreau să vă spun că în câteva minute o să vină în emisiune un domn care de 3 ani, domnule, de 3 ani îmi spune lucrul următor. Atenție mare că la ruși o să fie nasol și o să vină. Îl cheamă Viorel Pop. Deci Viorel Pop, cu calitățile lui și capacitățile lui extraordinare, mi-a tot zis: vin rușii, vin rușii, vin rușii. Hai mă, să vină chiar rușii, așa, și na, că s-ar putea să vină rușii. Cătălin Josan este alături de noi. Te salut, Cătălin. Bună. Te rog să spui cum este pentru tine, pentru Moldova, care în acest moment simte răsuflarea rece a războiului în spate, și ce faci tu, pentru că vreau să te aplaud și pe tine pentru lucrurile pe care le faci. În primul rând vreau să spun că atmosfera la Chișinău este destul de calmă, deși este aparent calmă, pentru că toată lumea se gândește la ce se întâmplă în Ucraina. Ți s-ar părea că este o zi obișnuită de lucru, toată lumea este la servici, traficul din oraș, fiecare încearcă să-și caute de lucrurile sale, dar vă dați seama că suntem cu toții îngrijorați de ce se întâmplă în Ucraina, mai ales că avem un mare, mare conflict înghețat care se numește Transnistria. Exact. Care este un fel de, hai să zicem, nu denumim neapărat o bombă cu ceas, dar poate fi activat în orice moment, pentru că aici există niște trupe de pacificatori ruși plus o armată din cadrul transnistrenilor, adică chiar transnistreni au fost practic instruiți în cadrul armatei acestei regiuni autoproclamate transnistrene, care în orice moment poate să se activeze. Momentan Moldova are poziția de neutralitate, dar să știți că neutralitatea asta este, cu părerea mea, este cu un oarecare scârț, pentru că Moldova nu are capacitatea și puterea Ucrainei ca exact. Și număr, pentru că vorbim de o țară de 40 de milioane de oameni în Ucraina și Moldova, care probabil e puțin peste 2-3 milioane, adică nici nu se discută de forță. În schimb, din cauza că există Transnistria cu o oarecare rezervă de armament și de forță militară, toată lumea este așa foarte atent în ceea ce spune, pentru că nu vrea să escaladeze cumva conflictul în zona asta din partea transnistreană. Da. În altă ordine de idei, vreau să mulțumesc tuturor celor care ajută refugiații. Sunt foarte mulți care vin în Republica Moldova, foarte mulți vin din Odessa, din regiunea cea mai apropiată, pentru că Odessa este foarte, foarte aproape de granița cu Republica Moldova. Sunt femei și copii, la început au putut să intre și bărbați, chiar și la mine în fața blocului am văzut o familie cu un copil, un câine, mama, tata, aveau toate bagajele puse, au venit pe o zi, au stat o noapte într-o scară alăturată, n-am reușit să vorbim foarte mult, dar au plecat, cred că, mai departe, cât mai departe de război, pentru că e clar că și ei își dau seama că niciodată nu știi cât de departe poate să ajungă obrăznicia celor care și-au permis să intre pe teritoriul ucrainesc, și cu siguranță asta nu o să-i oprească să meargă și mai departe. Dar sper din tot sufletul că poporul ucrainean, la fel cum a demonstrat până acum câtă dârzenie și cât curaj, eu cred că a demonstrat lumii întregi că oamenii pot să se mobilizeze în fața unui dușman aparent imposibil de oprit, dar suntem alături de ucraineni, de curajul lor, și sper ca acest curaj pe care îl au ei să poată să readucă pacea în această regiune. Cătălin, vreau să mă... Da. Am înțeles că tu ai dus de mâncare refugiaților? La noi sunt mai multe centre de colectare a
ajutoarelor pentru refugiați, la fel cum am văzut că și în România, și vreau să le mulțumesc fraților de peste Prut că s-au mobilizat atât de puternic în a ajuta pe cei care fug din calea războiului. Vreau să le mulțumesc din suflet, la fel și la noi. Lumea s-a mobilizat extraordinar, începând de la vamă, cu corturi, cu mâncare caldă, după care transport gratis până în Chișinău, cazarea se oferă, adică anunțurile apar non-stop, oamenii cazează cât pot de mult, sunt familii care rămân pe o perioadă mai îndelungată, sunt alții care doar rămân ca să-și tragă răsuflare și pleacă mai departe în Europa, cât mai departe, mulți pleacă în Polonia, mulți încearcă să se refugieze în Ucraina și mai departe, dar cert este că ajutorul este absolut fabulos. Eu n-am văzut o unitate atât de puternică din partea noastră cum am văzut-o acum. Oamenii aduc tot ce este necesar, alimente, medicamente, deși când am fost eu la unul din centre, mi s-a spus să nu mai aducem medicamente pentru că nu pot să le verifice valabilitatea sau proveniența. În schimb, putem să aducem tot ce ține de plapume, saltele neapărat, perne, igienă, tot ce ține de igienă. Și evident, cine poate să cazeze oamenii la ei acasă, cât pot, o fac cu mare drag, fără niciun fel de frică, suntem mai deschiși ca niciodată și mai uniți ca niciodată, sincer să spun. Cătăline, îți mulțumesc foarte mult, felicitări pentru tot mulțumesc. Ajutorul pe care îl aduce, așa cum povesteam. Este omenesc să ne ajutăm și cred că oricine ar face același lucru, pentru că până la urmă suntem oameni și nimeni nu-și dorește să aibă aceeași soartă pe care au oamenii ăștia care fug, într-adevăr, lasă tot absolut, tot ce-i mai drag, soții, casele, orașele, locurile în care au trăit în pace și fug pentru un timp liniștit. Eu le doresc mult curaj și multă răbdare și sunt sigur că într-o bună zi, foarte curând, vom recăpăta pacea în această zonă. Un discurs foarte bun, Cătălin, te felicit pentru modul în care vezi lucrurile și modul în care te implici. Noi o să ținem legătura. Te rog, fii puternic așa cum te știm și fii tare acolo, să meargă lucrurile către vorba ta. Make love, not war, spunea marele artist. Sau cel mai important mesaj pentru ucrainieni este acum slava Ucrainei. Slava Ucrainei. Doamne ajută, mulțumim foarte mult, Cătălin Josan. Trebuia să intrăm în legătură și cu domnul Botgros, să înțeleg că nu se simte foarte bine, nici nu o să mai insistăm. E și o chestie de seriozitate, până la urmă, când promiți unui om să intre în direct. Nu prea înțeleg, luni ca luni, dar și astăzi. În fine, poate e maestru într-o stare delicată. O să fim de asemenea, o să mai vorbim despre acest subiect cu Ucraina cu alți doi invitați de elită pe care îi avem astăzi. Până atunci, doamna Birică a venit cu ceea ce dorim tuturor celor care sunt acum la Ananghie, cu ce este mai bun. Doamna Birică, înțeleg că e făcut de mâna dumneavoastră, da? Da. Dacă ar fi clienții aici să pună mâna pe el, să vadă că deja este cald, pentru că am venit, cred că n-are o oră de când l-am scos din cuptor. Și cum miroase, nu mai zic cum miroase, adică... Colegul Mori se ține care de masă, de pupitru, de ceva, că e foarte greu să reziști. Cum îl faceți, doamna Birică? Care este secretul lui? N-am niciun secret, așa cum am văzut la mama și la bunica, așa îl fac și eu, și numai că îi pun mai multe, mai de toate în el, că ei făcea mai din economie, dar eu pun... Păi nu, e din bogăție asta, nu e din economie. Din bogăție, deci, așa îmi place. Nucă, rahat, tot ce trebuie. Păi, da. Cât voia să faceți, cred. Cât voia să faceți țară, un cozonac? Da. Cât voia să faceți un cozonac? A, nu, m-am sculat dimineața la 6, la 8 deja eram la doctora de familie, că i-am dus și dâns și unul cald.
Și după aia m-am întors înapoi și am copt al doilea rând de cozonaci. Deci cam pe repede înainte, Cristi, da. Funcționează. Deci, doamna, nu știu dacă ai observat, Moris, doamna Birica în privința bucătăriei este o mașină. Ai văzut când a venit aici și cu pomana porcului. Păi da, și acum miroase sarmale. Hai, bă, băiatule. Deci doamna Birica este un fel dacă de... Dacă mergeți la mine acasă, vă dau sarmale, ca seară mi-a rămas umplutură de la ardei umpluți și am mai făcut iar din nou sarmale. Haideți toată echipa. Mi-ați lăsat și data trecută sarmale, a început să crape cămașa pe următoarea emisiune. Mergem acolo, Cristi, mergem la doamna Birica. Doamnelor și domnilor, îi mulțumim doamnei Birica pentru această vizită. Am reținut cum soțul ei a fost acolo în inima... În inima problemei planetei în acest moment, în Ucraina. O ascultăm pe doamna Birica cu o piesă și urmează alte interviuri fenomenale, memorabile. Doamna Birica ne cântă chiar acum. Mulțumim, doamna Birica. Acum, doamnelor și domnilor, trebuie să salut pe prietenul nostru, Viorel Pop, care a venit cu bocanci. E clar că e război. N-a apărut niciodată în bocanci, Viorel. Viorele, mă uit la tine așa, îți iese și masca de acolo, din buzunar. Ce să zic? Pare a fi pregătit pentru tot ceea ce urmează. În primul rând, bine te-am revăzut, regăsit cum vrei. Masca... Te-am văzut pe hol aici cu mască. Așa e la noi. Ești sensibil și... așa și te ferești de umbra ta. Nu știu dacă observați că încă nu s-a terminat cu treaba asta. În curând, când scădea cât mai mult. Dar am auzit că a terminat-o Putin în două zile. Am observat. Apropo, cu COVID-ul cât crezi că ne mai ține? Nu mai zic nimic. Adică? Gata? Forme din astea așa vor mai apărea și complicații și... Depinde de noi acum.
Adică e posibil să ne mai ia din toamnă sau din când? S-ar putea, dar uite, spre exemplu, am avut a doua oară când am fost emisiunea, acum o lună și ceva, două luni. Când erai tu răcit acasă? Așa. Aveai COVID? Da, am ieșit pozitiv, soția trebuia să interneze, am făcut PCR-ul, a ieșit pozitiv, m-au anunțat cei de la DSP, stai acasă cu cine dormi normal, am stat acasă, a doua zi am dat telefon la salvare, hai veniți, faceți-mi testul. Dar ne-am găsit tot, dar de răceală. Nasul, gâtul, așa. Nu temperatură, nu dureri, nu frisoane, nu nimic. Am ieșit pozitiv, am stat în carantină 7 zile. Sunt normal. Bun, e regulă. Ce trebuie făcut în această perioadă? Ce sfaturi să le dăm oamenilor? Și mai târziu, v-am spus mai devreme, Viorel Pop este cel care mi-a spus de 3 ani de zile. Atenție mare, o să fie mare belea cu ruși. Prima dată de 10 ani. Acum 10 ani mi-ai spus prima oară, e adevărat. Când a fost, atunci am avut așa un sentiment de frică, de groază, de teamă, de nesiguranță. Și acum se observă în vocea mea, în timpul vocii. Da. Și de când noi ne-am văzut și online în 2020, în 2021. Dar nu are sens, Cristi. Pe YouTube. Și de fiecare dată Viorel spune, atenție mare, că de acolo, de la est, o să vină. De acolo va porni și de acolo pornește. Ce crezi tu și care e diagnosticul tău legat de ceea ce vă urmează? Vom vorbi spre finalul intervenției. Aș vrea acum să vedem ce să facem pentru oameni, în afară de faptul că mă bucur că te prind la București. Păi sunt toată săptămâna asta, până pe 12 sunt la București, după 15 până pe 19 la Bistrița. Ok. Și mai departe, dacă se ridică pandelica, voi pleca la Oradea și la Timișoara. Deci cei din Oradea și Timișoara să mă înțeleagă, nu vin din cauza restricțiilor care sunt. Da, sigur, acum să vedem, că se spune că săptămâna asta, săptămâna viitoare, inclusiv sâmbătă, duminică, sunt. Săptămâna viitoare până vineri seara. Bun. Care e tema despre care vom vorbi acum? Ce vrei tu să discutăm? Hai să vorbim despre perioada asta. Te-am auzit pe hol cântând. Apropo de bani, zice că banii aduc fericirea, da. Da. Hai să vedem ce înseamnă fericirea. Fericirea este un sentiment. Atâta timp când nouă ne lipsește acest sentiment și nu știm să-l căutăm, noi îl căutăm, nu e ceva palpabil. Înțelegi? Da. Cu fericirea noi putem foarte mult organismul nostru sau sufletul nostru să-l întinerim. Fiind fericiți. Mulți ce zic, băi, am fericire că am investit într-o mașină și într-un apartament. Nu e adevărat. Dacă ai stat și te-ai dus la bancă, ai făcut împrumut la bancă, te-ai împrumutat pe 30 de ani, aia nu mai este fericire. La un moment dat, conștientul, mentalul se învață. Așa. Ai apartamentul meu, trebuie să ajung acasă, trebuie să cumpăr mobilă, trebuie... Și pe urmă apar grijile. Dacă n-am bani de rată, dacă nu mă descurc cu aia, dacă n-am cu ce îmbrăca copilul. Ce e de făcut? Ce e de făcut? E bine să investești. Pui un bani deoparte, când ai banul respectiv, te-ai pus și luat mașina. Deci tu zici că mai decât cu credit, e mai bine să te întinzi asta cât ți-e plapuma. Corect. Al doilea lucru. Acum 2 săptămâni. După care luăm pauză și restul sfaturilor le dăm după pauză. Da, zici după pauză. Nu, zi acum. Zic acum repede. Acum 2 săptămâni eram cu soția în piață la Bucurobor. Mâncam gogoși. Și a trecut o bătrânică, amărâtă. I-a dat soția o gogoș. S-a uitat, ne-a mulțumit. S-a dus, a luat zahăr, ulei, făină, tot ce a avut nevoie, ce e nevoie acasă. Și a făcut sacoșă. Dordora i-a dat bătrânii. Vreau să spun că în momentul ăla am văzut o lacrimă pe obrazul bătrânii. În momentul ăla, să știi că a apărut acea fericire la ambii, și la mine și la soție. Deci totdeauna, din ce avem noi, e bine să mai gândești la ele care nu au. Mai ales că acum e momentul în care trebuie să faci lucrurile. Acum, da, depinde. Păi stai, mă, că lui ăsta i-am dat, dar ai văzut cum a fost îmbrăcat. Nu judeca. Chiar dacă dai la un preot, chiar dacă dai la un azil. Eu am dat, eu am făcut. Niciodată să nu spui cât ai dat, ce ai dat și ce ai făcut. Așa este. Asta să o ții în sufletul tău. Pe urmă să investești. Să investești în antreprenori. Poți să investești fericirea. Asta cu investitul fericirii o să vorbim după câteva minute. Și atenție mare, previziunile lui Viorel Pop despre ce urmează, mi-a spus acum 10 ani, acum trebuie să spune exact ce se întâmplă cu toată situația asta. Prin urmare, stați cu noi, informații incendiare. Suntem împreună cu Viorel Pop, are sfaturi foarte importante pentru voi, după care Viorel, cu capacitățile pe care i le-a dat Dumnezeu, va încerca să vă ofere informații esențiale în legătură cu ceea ce înseamnă războiul. Ce se va întâmpla, cum se va întâmpla. Viorel, te oprisem când voiai să spui de antreprenoria și să... Să investim în antreprenori. Adică, la ce mă refer? Adică? Tu pleci în concediu. Da. Da? Da.
mergi cu familia. Dacă mai merg 2, 3, 4, 5, 6 familii cu tine, da. Eu zic că te simți foarte bine. Deci nu te pui să faci împrumut la bancă ca să ajungi în unde vrei tu, Grecia, Italia, Spania. Da. Mergi undeva la Poiana. Stai acolo o săptămână sau două săptămâni. În perioada aceasta, cu ceilalți membri din celelalte familii, eu spun că o să descoperi foarte multe idei care sunt folositoare ție pentru familie. Ăla că a făcut nu știu ce, ăla că a mobilat nu știu cum, ăla că a aranjat nu știu cum. Și asta le-ai primit, informațiile astea le-ai primit gratis. E normal? E normal, nu? Așa este. Bun. Poți să investești pentru viitor? Da. Iau un spațiu, iau un apartament, o clădire. Pentru ce? Pentru simpozioane. Vine Cristi la mine, face o emisiune. Învăț ceva din emisiunea aia, vine, prezint un anumit produs, mă interesează dacă rentează, am ce câștiga și de acolo, atunci sunt foarte fericit. Deci reușesc să fac mai multe lucruri. Și plus de asta, ce trebuie să mai facem pentru corpul nostru, pentru sufletul nostru, să ne mai și răsplătim. Adică? Muncești de dimineață până seara, s-a terminat programul, îți poți permite și tu să te răsfeți cu o prăjitură, cu o pizza, una la mână, te și saturi. Ți-ai satisfăcut dorința? La cap trebuie să lucrăm, da. Aia, totul contează de sus. Și să lăsăm grijile. Apropo de război, uite, în momentul de față am avut pandemie, da? Toată lumea a fost cu moralul la pământ. Terminat psihic, gândind numai la negativ. Vedeam numai moarte. Așa este. Pungi de plastic, sicrii și alte prostii, da? Așa este. Îl înjuram pe ăla, pe ăla, pe ăla. De făcut, făceam tot ce vroiam noi. Cam așa. Cam așa, da? Unii cu foarte multe riscuri, dar foarte mulți oameni au făcut cam ce au vrut. Au fost și greșeli făcute și de acolo și de acolo. Au fost și oameni, bine am făcut, cei care au avut grijă este că asta au vrut să facă. Adică unii oameni s-au ferit pentru că asta au vrut, vorba ta. Pe mine m-a bunit râsul, am fost în Istanbul în perioada aia. Mă duceam la noi în aeroport, nu era dezinfectat, nu era nimic, era distanța 2 metri unul față de altul. Da. Și în avion stăteam unul în spatele celuilalt. Îi suflam la înceapă. Știu. Ce protecție era aia? Dar hai să o lăsăm pe asta. Hai să mergem mai departe. Bun, deci cu COVID-ul am înțeles că mi-ai spus. Că bun, s-ar putea în ne-a terminat puțin la, umbla puțin la bibilic, ne-a cam lăsat așa. Acum ce a urmat? Ce urmează? Nu vezi, toată lumea e speriată. Toată lumea gândește numai la negativ. Uite, au apărut două tabere. Pro-Putin, contra-Putin. Ăștia cu pro-Putin sunt cu voce mai mică în perioada asta, că nu, chiar, dar să vezi, chiar și ăla care poate să-mi spună, eu ce-o spun ceva, pro-Putin, eu îl întreb, bun, bun, și dacă vrei să rezolvi o treabă, crezi că dacă trimiți tancurile și soldații, mai rezolvi ceva în 2022? Hai ca să spun o chestie. În termen lung, vorba lui Biden, nu rezolvi nimic. Eu sunt imparțial. Visul a fost de mult și era acceptat. Cred că de când s-a terminat Uniunea Sovietică au visat la asta. Au visat mai departe. Noi am mai cărit, am mai mărit, am mai cărit, ne-am dat puțin vitej, ne-am dat cu ăla, cu ăla și automat i-au tăcut din gură. Deci urma ca să fim și noi ocupați. Dar de oprit se vor opri la insula șerpilor. O secundă, deci urma să fim ocupați, dar când aveau planul ăsta să fim ocupați? După ce termina cu Ucraina. Deci după ce termina cu Ucraina, rezolva Moldova... Putin aia urmează acum, cât de curând, hai să vezi. Crezi că vor ajunge la Moldova? Eu îți garantez că da. Deci vor ajunge și în Moldova. Moldova, în momentul de față, eu văd că este imparțială, este neutră. Greșeala cea mai mare a lor care au făcut-o, cei care ajută Ucraina, să nu mai înarmeze populația civilă. Fac greșeala exact care a fost făcută la noi în 89, în decembrie. Eu știu oameni din interior, de acolo, care mi-au spus că greșeala se referă la faptul că foarte mult au dat la oameni fără... armament pe buletin. Au ajuns la niște interlopi, niște arme. Eu ce spun și aici? Și atunci nu mai știi cine pe cine împușcă uneori. Eu ce spun aici? Atenție mare, atenție foarte, foarte mare. Sigur, acum nu ne judecăm. Noi nu ne băgăm. E o măsură disperată acolo, dar era o informație pe care este vorba, au primit și mulți interlopi și s-ar putea să facă reglări de conturi. Să ne ferească Dumnezeu de război, să ne ferească Dumnezeu să... Deci nu ajunge la noi. Să nu ajunge, nu vă să ajungă. Să ne ferească Dumnezeu să... îi cadă țigla după casă la unul dintre conducători să apese pe butonul roșu. E posibil la unul dintre cei doi? E posibil, dar ce văd ar fi atacuri foarte mici. Dacă ar fi ceva atac, ar fi contraatac. În primul rând s-a anunțat oficial că ne atacă. De Veselu, Constanța, prin Ardeal mai sunt câteva... Și crezi că este posibil un atac? Doar să dea așa, o din aia ca să distrugă... Păi da, dacă când ataci o țară NATO, vin ei la ce atacă. Depinde cum forțăm noi nota de aici încolo.
Da, m-ați omorât, cred că... Deci hai ca să spun o chestie. Imediat, care o întrebare toată regia, că a apărut o poveste nouă. Un câine care este încolțit, mușcă sau nu mușcă? Mușcă. Mușcă rău. Dar nu știi încotro apucă. Nu știi încotro apucă. Aici e problema. Da. Deci un câine, dacă l-ai prins la colț și l-ai încolțit, dai cu parul, dai cu bățul, dai, stropești cu apă, dai cu foc, automat trebuie să se repeată. Da, ideea este că noi nu vrem să introducem ideea de panică, este o prognoză, ea poate este, trebuie luată ca atare. Asta nu înseamnă că se va întâmpla. Doamne ferește, nu că spun eu asta, dar eu așa văd. Deci văd în Putin, văd foarte multă frică. Foarte multă frică, foarte multă teamă. A lui. Deci lui este frică și de umbra lui. S-ar putea până la sfârșitul lunii să aibă o surpriză. Cum a avut și a nostru, cum a avut și Saddam, cum a avut alții. Am înțeles. Deci uite la figura, la general care a avut lângă el, când ne-a dat dispoziții. S-a uitat, aia speriat, nu mi-a venit să creadă așa ceva. Probabil în palatul au mai discutat, băi, atenție că vă... Da. Ți-am spus, momentan încă își mai arată mușchii. Dacă el vrea să cucerească Ucraina, o cucerea din prima, nu se uita. Dar a făcut așa pe... Totul este regizat, este calculat totul. În ce sens? Vrea să vadă mișcările din partea asta ce fac ăștia din NATO. De asta nu apasă pe accelerator? Bineînțeles. El are numai un punct care îl interesează pe el. A anunțat populația, plecați de aici, duceți-vă mai încolo, asta vreau. El vrea să schimbe guvernul sau ce vrea să schimbe el acum? E adevărat, asta este și o informație care a apărut astăzi, că vrea să-l pună pe cel pe care l-au dat jos prin Revoluție, care era omul lui. Da, care Ianu face Covici. Colonel sau nu știu ce face. Bun. Nu știu, n-am citit sau n-am urmărit. Nu, chiar serviciile secrete au anunțat că da, vrea să-l pună pe ăla care era înainte și care era omul lui, când indiferent Ucraina era sub sfera lui de influență. Drept în fața lui. Bun, am reținut prognoza ta. Sigur, viața v-a demonstrat. Deci fii atent. Să nu fiu luat în seamă, cum a spus Viorel Pom, mod amu, aia se întâmplă. Este un punct de vedere și gata. Hai noi să ne vedem mai mult. Hai noi să fim mai iertători cu noi. Hai să nu mai judecăm în continuare. Hai să nu mai fim așa răi unul cu altul. Și să vezi cum o să schimbe situația. Să vezi cum se schimbă balanța aia. Dacă tot tragem la rău, mama să-l omoare, mama să-l distrugă, mama că au plâns copiii, mama că au plecat aia. Nu, frate, hai să facem puțin un echilibru. Da. Vreau să spun ceva. E o poveste. Se pare că acum nouă ne plac poveștile și când apare câte una de asta foarte fabuloasă, întotdeauna știi că cu cât e mai abracadabrantă, cu atât mai repede o înghite lumea. Dom'le, a apărut una nouă. Putin are o sosie că el a murit. Eu, pe bune, eu când aud chestia asta, mă întreb dacă sunt momente vesele cu Demrădulescu și Jean Constantin. Dar tu ce crezi? E de momente vesele, adică eu nu cred că cineva din spatele cuiva îl ține și de fapt, știi, eu am văzut articole cum, domne, n-am murit Ceaușescu, mai repetă, am murit o sosie de-a lui, că uite, fața era aici, Cristi, acolo avea așa. Mai repetă puțin ce ai spus, că? Cineva este în spate? Da. Pentru că cineva este în spatele la toți. Și la americani, și la rus, și la noi, și la ăla, și la ăla. Deci, hai să gândim logic. Hai să ne amuzăm un pic, e puțin. Asta e cea mai bună poantă. Ce? Toți au câte unul în spate, 2, 3, 4, care e adevărat. Care e așa. Da, iubitule, deci, ca să teoria conspirației să ajungă la fața... Nu, el s-a ferit în ultima... Că după aia o să, ritmul ăsta, dăm și niște TikTok-uri. Știu, deci ce spun unii că ar fi soție, nu cred treaba asta, dar distanța care o are față de ceilalți, mai mult s-a retras sau frica să nu-l contamineze sau să nu-l termine. Mă înțelegi, aici el e problema. El înțeleg că are un comportament schimbat, toată lumea spune asta. Da. E speriat. Da. Eu am spus, un câine care este încolțit, am urmărit, au apărut foarte multe predicții din 1270, Aga Angel sau cam așa ceva, care a spus, ursul va ataca șciții, șciții sunt ucrainieni, dragonul, vulturul este Germania, dragonul este China. Așa. Și cam scrie acolo și noi tot. Ce suntem? Noi eram lupul, eram daci. Așa, și lupul deci, ce anul 1200, deci nu erau așa. Atunci că e Basarabia, că e Bucovina. Absolut. Sau... Și cu lupul ce zice acolo? Caută puțin, de la noi se va ridica un cineva. Și totul ce se referă, la tot la ceea ce se referă, se referă la credință și la ortodoxie. Aici contează. Deci salvarea noastră, deci cu povestea că aici e grădina Maicii Domnului și că de aici se va ridica și va fi un centru spiritual. Au fost multe chestii spiritual. Scrise, acolo chiar a făcut și o predicție când a fost că va apărea
vor apărea legionarii, exact cum a fost, cu apare comunismul, cu sacrificiile care sunt toate, mai multe chestii. Viorel, mulțumesc, o să te mai dar căutăm. Dar ce ai avut cu bocancii mei, nu-ți plac? Ba da, mă. Sunt original. Da. Păi nu îmi plac bocancii tăi, că îmi dau seama că a început războiul. A, de asta? Nu. Da, dar n-ai fost toată viața, de când te știu, ai venit în pantofi, acum ai venit în bocaci. Nu, așa am venit, că am văzut că e zăpadă, am plecat de afară. Da, să trăiți, la câtă zăpadă la e în București. Brăilea, dacă eu spun la Brăilea până la genunchi. Zăpada a fost o poveste care a durat azi noapte un pic și dimineața așa o țără. Nu, cum până la genunchi. Mă, arăși cum ai ieșit așa. Ai, asta e adevărat. Dacă veneam altfel, spuneai că m-am îngreșat, dar așa ți-am arătat bocaci și te-am derutat puțin. Doamnelor și domnilor, e adevărat, a dus partea în altă parte. Imediat o să dăm și ni câteva TikTok-uri. Puțin mai târziu. Până atunci însă, doamnelor și domnilor, mulțumim lui Viorel Pop. Și eu vă mulțumesc. Și se află alături de noi doamna Laura Lavric să cânte. Treceți, doamna Lavric, aici, îți vorbim un pic. Vedem. Se trec pe aici, pe la bucătărie, da, nu da, mai da, este da, bucătărie. Pe la bucătăria de butoane e bucătăria aici. De butoane. Nu mai este bucătărie. Ia apăsați un buton să vedeți ce se întâmplă la domnul Moris acolo. Nu mai este bucătărie, acolo. E sărășie, na. Păi la bucătărie avem niște cozonac. Ia uite, da, cozonac, am luat și eu o feliuță. Bun. Să te pup, nu te pup. Nu mă pup. Nu te pup. Las care și te pupa. Ne pupăm așa, de parte, că știți că voi uiți. Doamna Laura. Țineți scaunul ăsta? Ține acum. Vedeți că e nou? Măi, dacă nu
s-o rupt la pop, la mine nu s-o rupt. Nu e niciun fel de problemă. Da. Data trecută am avut puține emoții pe 2 ianuarie când am văzut cu doamna Lavric. Am luat una mai rezistentă ca să fie bine, dacă observ. Da, am văzut. Chiar am fost atentă, m-am uitat așa să vedem dacă e aia veche sau e alta nouă. Aia beteagă e pa. Da, ce vreau să vă întreb? Unii Victoraș. Da, Victoraș n-a venit de data asta, dar eu am venit cu el în melodie. O să-l vedem imediat pe Victoraș, că am înțeles că a schimbat macazul Victoraș acum. Da, măi, vreau să spun, el iubește și folclorul, era normal, a crescut de copil cu folclor în casă, dar n-am putut să cred, eu tot mai chinuiam așa pe la melodie, că-mi fac și melodiile și măi, Victor, cum piezi așa, mă, o returnelă, ia vezi tu, că doar n-ai instrumentist bun, zic, faci tu genul tău de muzică, dar păi și folclorul, zic, uite cum. Și chinuindu-ne așa, măi, face el o parte, ce spui de asta? Mă, parcă vreau alt fel. Așa, măi, să mă nimerește, să faci vă trei piese. Asta, Victor, ține-o minte, sună-l pe Răzvan Mitoceanu, care îl salut și îi mulțumesc pentru orchestrația extraordinară care mi-a făcut de fiecare dată la toate melodiile care le-am trimis. Și Victor zice, dar când tu, mămică, că eu... Păi, dar tu o ai în cap acum, dacă mi-o dai mie, ajunge de naturată la ăsta, că zic, nu țin minte așa, acum ea. Așa. Și o cântă el cu voce. Îl sun după aia pe Răzvan. Măi, Răzvan, ce spui de melodie? Măi, melodia e grozavă, doamna Lara, dar eu am crezut că îți dumneata, zice, așa o cânta Victor de fain folclor. Da, i-a auzit. Da, ne-au mai făcut foarte multe și i-am spus, măi, Victor, ești extraordinar. Zic, acum eu mă gândeam, zic, măi, Victor, nici nu știu cum să-ți spun, zic, așa, compozitor și mi-ai dovedit acum așa o melodie extraordinară. Cu siguranță va fi șlagăr. Când e piesa? Nu e asta pe care am ascultat-o. Asta-i. Asta e a lui pe care păi Rădăuțanca lui Victor, așa se cheamă. A, doamnelor și domnilor, ce ați zis este o piesă compusă de Victor. Cap-coadă. E grozav. El, da, extraordinar de fain. Și îl întreb, și e exact cum se poartă. Dumneavoastră, așa. Pentru mine, dar e făcut exact, săltăreață, știi cum? Că așa se joacă la Rădăuț, acolo de unde sunt eu, orașul natal, acolo unde am făcut liceul și asta. Și măi, Victor, cum ți-a venit în cap, mă, să o faci chiar așa, săltăreață, așa, țopăită, cum s-ar spune popular. Așa vă văd pe dumneavoastră. El zice, nu, zice, mămică, să știi, la o nuntă, când am văzut-o pe mama, adică pe mama mea, pe bunica lui, zice, cum juca cu sora ei așa, păi, să joacă în Rădăuț, păi, zic, dar și memorie, zic, uite, că eu am uitat de gândul. Uite, s-a arătat a fi talentat și la folclor. Bine, și-o păstrat, ca să vezi și interesant, că a păstrat tema autenticului. Așa este. Nu-i dat nici o clipă spre... Da, e tradiționalul acolo. Exact. Cred dacă ar fi cumva să fi trecut, cred că eram sigură că eu îl opream, dar nici nu a fost cazul, pentru că el a făcut-o extraordinar de fain. Victor este un... Și a spus, Victor, uite, chiar spun să audă toată lumea, te rog să mai faci. Da, doamnelor și domnilor, acum invitația a fost făcută în public. Victor, cum să spunem, a zis, acum trebuie să faci. Corect. Da, o să fac Mamucan, oricum. Poți să țipă Mamucan tensiunii, măi. Da, te rog frumos. Da. O să facă cu siguranță, pentru că îi place folclorul și mai ales că de o bucată de vreme la evenimente, că mergem împreună. Acum s-a deschis o țară porțile. Da. Și avem înainte de Paști, mergem în Veneția, că tot am amânat-o de 3 ori. Trebuie să merg la acolo. Acum la niște, cred că e gata. Și acum zice, domnule, înainte de Paști, gata, de florii, gata. Pe urmă, 30-31 1 mai, suntem în Belgia. Grozav. Da. Așa și pe urmă în Italia și pe urmă în Spania și uite așa mergem. Și poate și pe în România, că să mai termină. Amânate, și... Așa. Da. Și bineînțeles, și o să pișe și aici în România, cu siguranță că o să că începem treaba. Înțeleg că aici se moaie treaba. Dar cu combinăm, da. O să înceapă, o început deja să sune telefonul cu intensitate. În sfârșit. Da, în sfârșit. Da, doamnelor, domnilor, după pauză mai vorbim cu doamna Larvic. Vedem și cum vede povestea asta, pentru că ea e acolo, acolo lângă ei. Nu pot să-ți spun, mă uit și când văd așa niște scene în mileniu 3 să vezi un război. Țineți-vă vorba. Da. Țineți-vă vorba, luăm publicitate. Războiul mondial. Nici mie nu vine să cred. Ne întoarcem. Mâncare
noi nu facem, dar asta a fost foarte tare să avem două emisiuni. Emisiunea din culise și în sensul în care dăm pauză, că în pauză se spun marile adevăruri, știi? Corect. Am mai fost la emisiuni de astea cum era cu maestru Capatos pe la dosarele VIP, ce să spuneam pauză, deci ale ori închidea emisiunea, că de fapt acolo se spunea ce se întâmplă cu adevărat. Și acolo era adevărata situație. Adevărăciunea acolo era. Era adevărat. Bun. Pe de altă parte, uite, doamna Lavric, o să vorbim imediat și despre război, mai ales că acolo la Iași se simte cu totul și cu totul altfel. Vorbim imediat. Pe de altă parte, mă bucur că începe treaba și că până la urmă ieșim din toată treaba asta. Să ieșim, că pur și simplu eu nu sunt obișnuit așa, eu îmi place să fiu cu publicul, îl iubesc, îl prețuiesc, îi mulțumesc pentru faptul că publicul m-a făcut ceea ce sunt. Mi-a făcut o viață frumoasă și să colind lumea și să câștig un bănuț. Și eu la fiecare petrecere stau câte o oră și fac poze cu ei. Nu toate colegile mele fac la fel. Asta nu-i frumos. Că nu cred că cu pandemia, las, că acum cu pandemia atâția au mai vorbit chiar și colegii de mele. Adică? Ce a zis? Da, am văzut câteva așa, care au zis, vai, printre altele, vai că suferim, să înceapă treaba, că noi artiști ne place să fim cu publicul, să plecăm, să colindăm, să cântăm, să ne petrecem. Așa. Dar pandemia, zice, ne-a făcut răi. Invidioși, răi. Nu, dragă, nu ne-au făcut pandemia. Caracterul nu ți-l strică și nu ți-l influențează vremurile sau vremea. Cu el te-ai născut și cu el mori. Probabil că în pandemie ați arătat adevărata față, adevăratul caracter care până la pandemie l-ați ținut în voi. Dar ăla e adevărat, care e acolo în inima voastră. E adevărat, eu am spus în 2020 că ce va fi mai rău din oameni va fi scos, dar și ce va fi mai bun. Că unii au făcut lucruri frumoase pentru cei din jurul lor, dar va scoate și cei mai rău, pentru că la încolțire oamenii de fapt arată cine sunt. Exact. Nu sunt de acord. Bine că pandemia nu ne-a plăcut nici la, în primul rând, la artiști, dar nici la toată lumea. Toate activitățile au fost întrerupte și bulversate, așa într-un fel sau altul. Dar, na, acum să așteptăm să ne reluăm viața care am pierdut-o. Cum se simte sus acolo cu războiul ăsta? Sus, cum vedeți și voi, vedem și noi. La Iași nu prea decât în zona mea natală, acolo, la Suceava, așa. La Siret, acolo e. Acolo cum da, e? Exact. Păi de la Siret până Suceava, nu știu, cred că sunt vreo 30 de kilometri, deci e foarte aproape. Așa, apreciez și felicit bucovinenii mei că au dovedit și de data asta și din totdeauna că sunt ospitalieri. Absolut. Și sunt mărinimoși și sunt, da, au empatie față de oamenii năcăjiți și asta apreciez totdeauna. Cred că la rândul meu am făcut și eu și aș face, dar fac cu sufletul, te rog să mă crezi că mă uit și așa scene, n-am putut să cred, ni le povestea mama mea, Dumnezeu să o ierte că eu m-am născut după război și îmi povestea de război, nici nu puteam să suport. Cum? Acum, mileniu, trebuie să ajungi să ai război cu pușcă? Cu pușcă și cu tancuri? Da. Când este populația, lumea a evoluat atât de, mult. Am mers în lună, sateliți, lucruri. Și acum tu vii cu pușcă. Eu cred că ce foarte rău s-a făcut. Și cu cocktailuri Molotov, da, exact, domnule. Și cu pușcă și să dai pușcă și la cei care au ieșit. Eu nu cred că e o faptă bună. Nu cred că e corect. Nu cred că e bine. Nu cred că e bine. Iar în restul care ne-o și-a înspăimântat Putin cu butonul, să n-apeși butonul, mamă, că moare toată planeta și mori și tu și familia ta și fetele tale și așa, calmează-te, că nenorocești lumea. Ascultă-mă, mama, aici, nu te mai agita atâta. Da, e adevărat, acum, pe de altă parte, e foarte clar că, da, asta ar fi momentul în care știe, dar știți că un om când e tulburat, degeaba îi fluturi tu și un tramvai, că nu mai e rațional. Acum, câteodată și noi ne mai tulburăm câteodată. Ai. Da, parcă prea des sunt tulburările la el. Spre mult, prea des. Da. Da, și asta nu duce la bine. Nu duce la bine. Da. Doamna Lavric, mă bucur că sunteți în formă. O să avem o piesă acum. Ce piesă bună avem, doamna? Da. De-am făcut bune sau rele, eu o-i plăti pentru ele. Am plătit și n-am făcut, că așa dușmanii au vrut. Da, au vrut să mă pună jos, eu spatele le-am întors. Mai tare s-au atacat când seamă nu i-am băgat.
Foarte frumos spus. Da. Tot Victoria și-a făcut-o. Nu, textile mi-aparțin. Victor, asta, da. Partea că... muzicală îți aparține. Nu, asta mi se părea că vă vine mănușă. M-am gândit poezie că... Poezie la mine. Doamnelor și domnilor, poeta Laura Lavric vine în fața dumneavoastră. Deci, moment poetic, Laura Lavric, cum ar fi spus marele poet. Da. Haideți să cântăm. Deci... Da, iubim, da. Ne mai vedem, da. Mai... Cum veniți pe București, da. Noi aici punem covorul roșu. Da, mulțumesc, mulțumesc. Da? Doamnelor și domnilor, Laura Lavric, cu toată intensitatea firii sale vulcanice, ceea ce vă prinde foarte bine, o piesă adevărată, 4 minute de forță, mai, Laura Lavric. Hai că m-ați făcut paf cu textul ăsta foarte tare.
Da, într-adevăr, textilii eu le fac din trăirile mele, de ceea ce îmi dictează sufletul. Și chiar când am spus că mă întreabă lumea în sat, deși nu-mi găsesc bărbat. Așa. Așa rău este la sat, așa el bun e ocupat. Aia. Și atunci cum? Domnilor, absolut superb. Mulțumim foarte mult, Laura Lavrico. O pupăm cu foarte mare drag. Hai să vedem ce mai fac vedetele pe TikTok, stimați spectatori. După care avem o invitată. Hai să vedem. Una, două, trei și... Tigaia, na, tigaia, uite cum se schimbă foaia. Ce vâlzeală, ce bătaie, pe o oală și o tigaie. La promoții în magazin. Ia tigaia, na, tigaia, uite cum se schimbă foaia. Ce vâlzeală, ce bătaie, pe o oală și o tigaie. La promoții... Enei, hai să mai luăm una. Hai să mai luăm una, că am mai avut-o și pe... Am mai avut-o pe... You love me. Okay, now you're my bestie. I love you. You love me. Okay, now you're my bestie. O secvență adorabilă cu Ami și mama ei, ca să vedeți că e foarte frumoasă. Okay, vine ziua 8 martie, ziua femeii, mamele sunt iubite. Foarte frumoasă dedicație. Sunteți grozave amândouă. Mai dăm TikTok-uri după ce, doamnelor și domnilor, acum e momentul să aflați toate secretele. Mă, ce are în portofel Cătălin Botezatu? Ce ascunde în fundul genții? Da? Ce ascunde în viața lui? Aflați chiar acum, în exclusivitate pentru noi. Dar vorbi inima mai mult cred. O super mega vacanță exclusivistă. Nu mai spune vacanță, nu mai spune, toată lumea spune de ce vacanță. Da, am venit dintr-un loc exclusivist, am fost la, putea spune, inaugurare, sau dacă nu, am mers pe cel mai mare vas și cel mai modern vas de croazieră din lume. Am rămas impresionat pentru că am fost în multe, multe, cred că peste 20 de croaziere și am văzut toate vasele mari din lumea asta. Dar de fiecare dată, navele lansate noi la apă mă uimesc. Sunt atâtea chestii de divertisment, atâtea piscine, atâtea baruri. Cel puțin ăsta avea 11 restaurante, 14 baruri, casino, o sală de spectacol aproape la fel ca sala Palatului. Te-ai îngrășat sau nu în vacanța asta? Nu, pentru că am mâncat foarte atent. Am mâncat la niște restaurante extrem de exclusiviste și foarte, foarte faine. Nu am mâncat foarte multe fructe pe insule, pe unde coboram a fost foarte ok. Nu m-am îngrășat. Încerc să nu mă îngrășesc. Din Bahamas, din Mexic, ai venit aici la noi, la granița cu Ucraina, unde a început puțin războiul. Ce ne facem? Ce să ne facem? Asta este. Sper ca lucrurile să se rezolve, sper ca oamenii să-și dea seama că mai greșesc. E tragic ce se întâmplă. E urât să ne omorâm între noi sau oamenii să se omoare fără să-și dea seama de ce, pentru că ați văzut acei soldați ruși nici măcar nu știu de ce se luptă, pentru ce. Este teamă? Nu mi-este teamă, pentru că eu sunt sigur că se va opri la un moment dat și că cel care acum a provocat, să zicem, din vari motive, pentru că lucrurile sunt politice toate, cap-coadă, nici nu știm pe cine să dăm vină, se va opri. Eu cred că în curând nu vom mai vorbi de acest război. Dar tu și Clara și echipa voastră mergeți la Paris, acum la Ritz? Da, mergem. Viața trebuie să meargă înainte. Indiferent ce se întâmplă, nu ne putem opri, pentru că altfel s-ar opri totul și am murit de foame. Trebuie să mergem înainte, dar atenți și, bineînțeles, luând poziție în fața acestor evenimente negative din viața umanității, din viața planetei, dar făcându-ne în continuare jobul. Da, mergem la Paris, la Săptămâna Modei, pentru prima oară, pentru că dacă până acum am străbătut Parisul în lume și naș și am făcut prezentări în cele mai frumoase locații, anul ăsta facem la Ritz, într-o sală superbă, unde o să avem invitați pe măsură, unde o avem ca special guest și pe Loredana. Ce să zic, va fi minunat și pentru românii care privesc la emisiunea lui Cristi și care se află în Paris, le spunem că îi așteptăm pe 3 martie la ora 18 la Hotel Ritz în sala Vendôme. Uite, cu Loredana o idilă n-am auzit. Am auzit de altele, dar cu Lori, care arată acum într-un mare fel? Pe Lore întotdeauna am iubit-o.
aș fi vrut să-mi spune mie bună seara, iubite. Nu știu că i-a spus atunci când era puștoaică, dar știu că de întotdeauna m-a fascinat ca voce. Piesele ei sunt cap-coadă senzaționale. Lore pentru mine reprezintă acea femeie, acea vedetă, acea solistă care se reinventează, acea Madonna a României. Poate îmi voi lua hate, dar asta este. Lore e un personaj, este o divă în domeniul său, care se reinventează, care arată într-un fel, care are un simț al umorului dumnezeesc, cu care te simți bine și dacă a pus-o, cunoști ca lumea, te îndrăgostești de ea și la propriu și la figurat. N-am avut nicio aventură cu ea, dar cine să știe, cine știe, poate la bătânețe, deși cred că amândoi ne uităm după altceva. Vreau să te întreb că tot se termină luna iubirii. Știi că lumea se așteaptă. Acum te așteaptă așa la cotitură. Bote n-a mai apărut cu nicio fată dintre asta super mega senzuală, cum te știm noi așa pe tine. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Păi nu se întâmplă, că în primul rând n-am timp și nici nu mai am timp de show-off-uri și de chestii de asta. Dacă există câte cineva din când în când meteoric în viața mea, e acolo și gata. Am spus-o și o spun de mult, mi-am dat seama că nu le poți avea pe toate și atunci mă regăsesc perfect în munca ta, munca mea, mă retrag în ea de fiecare dată. Da, dar corazonul, ce spune corazonul? Ok, să știi, ce crezi că dacă ai fi cu cineva căsătorit sau ai avea o relație, merge totul așa ani de zile? Nu, iubirea durează, zic eu, 3, 4, 5 ani, după care dacă nu intervine respectul, degeaba. Și apoi întotdeauna, eu sunt sigur, dar oamenii nu vor să recunoască pentru că uneori sunt ipocriți. În toate relațiile sunt relațiile devin ușor, ușor relații deschise sau devin relații închise în care fiecare face ce vrea, dar de dragul lumii sunt un cuplu. Eu nu vreau să ajung la asta, nici nu vreau să fiu ipocrit, nici nu vreau să mă leg de cineva cu un document. Dacă e să mă leg, mă leg emoțional, chimic, cu o chimie anume, dar fără să semnăm acolo la... N-avem de ce. Noi vrem să ne legăm de porbagajul tău, nu știu ce se întâmplă, pentru că tot ziceai tu la un moment dat că e mereu plin, ba de mâncare de la mama ta, ba de diverse chestii, hai să ne arăți și nouă dacă vrei, îți lansăm o provocare. Nu știu de ce e prin, vin de la sală, nu știu ce, că de-aia mi-ești așa, că mi-ai spus ce sport ești astăzi, da, asta e. Hai să vedem, dar nu mi-ai, ai zis doar că vii la eveniment. Păi ne gândeam să te surprinde, acum dacă te punea să ne arăți portofelul, știi cum e, cine știe ce găseam acolo. Băi, cred că nici n-am bani în buzunar. N-am bani. Carduri. Cristi, deci ne arată botezatul porbagajul. Cine știe ce vedem? Poate o ținută dintre asta așa ce pentru 2022? Nu, n-am... Auzi, m-ai prins într-o zi în care chiar nu încar hainele și chiar nu... Nu știu ce am în mașină. De obicei, mașina mea e plină de umerașe, de hangere, de tot felul de chestii. Astăzi nu, pentru că vin de la sală nu am mare lucru. Se lasă cu emoții. Nu, eu insist. Hai să vedem. Deci, Cristi, fiți atenți aici ce se întâmplă. Dragi telespectatori, n-ați mai văzut așa ceva. N-ai văzut, ai un portbagaj. Ia. Păi asta, ia uite. Deci tu ai deja bagajul făcut pentru Paris Fashion Week. Trebuie să-l deschid. Păi ca la aeroport. Și îmi faceți control de vamă. Nu, aici chiar, uite, am un short, un training de sală. Putem să luăm noi geanta asta când plecăm? Tene și, mă rog, adică și, ce mai am? Mamă, asta e rucsacul meu, ăsta e mai personal, vrei să vezi și în el? Doar dacă vrei tu să ne arăți așa, dacă tot te-am prins acum, profităm. De obicei, ce? Ați plăcut vreodată să pleci undeva să-ți uiți actele acasă? Da, mult de multe ori. Am aici, am carduri, tot felul de carduri și iară carduri. Deci ăsta este valoros, mega valoros, ca să zic așa. Da, nu știu. Acte, aici sunt numai carduri. Și aici la fel, aici sunt tot carduri. Mă gândeam că iese cineva din portbagaj. Carduri și haine, dar este tot ce contează. Aici ce mai asta, că trebuie să mă uit înainte. Ochelari. Surpriza emisiunii. Încărcătorul. Și nu e, n-am. Note aici, uite, scriu ce am de făcut. Niște bani, cash? Băi, nu. Umpli vreodată cu cash la tine? Am ceva și cu aici, nu știu. Ah. Nu știu ce mai. Aici ce? Tot bani. Deci rucsacul acesta, Cristi, trebuie să rătăcească puțin, Cătălin. Dacă luam un cadou pentru cineva, nu pot să vi-l arăt, pentru că îl vede și n-am cum să vi-l arăt. Aici nu știu ce am. Ia să vedem ce e aici. Punem, nu că știu că voi filmați.
Uite, vezi ce mi-ai prins? Care? Da, da, asta mănânc. Ce mai am, ciorapi? Păi, dacă, chiloți. Bun, bun, chiloții, Cătălin Botezat. Un trabuc. Ce mai am? Vitaminele. Vreau să întreb, tu ești la regim? Ai mâncat vreodată vreo șaorma? Că tu ești cu... Vitamine. Mă vitaminizez. Cred că am echinacea și vitamina C. Vi le recomand și vouă. Vreau să întreb dacă mănânci și mâncare dintre asta așa tradițional. Da, mănânc, din când în când mănânc, da, mănânc. Ce mai vrei, gata, ți-ajunge. Gata, te-am controlat, ne-ai arătat. Stai că nu știu, am pus cheile acum cu tine. Am pierdut cheile, nu știu. Cristi, trebuie să-i cumpărăm o mașină. Nu știu dacă doar cheile, cred că și mașina. Bine, lasă că mi le caut eu, plecați de aici. Ce da? Păi în gen să nu fi căzut. Ia vezi în buzunar. În buzunar. Uite în buzunar, ia vezi. Știi că m-am uitat în buzunar. Uite. Acolo, nu? Dar aici ai deschis, deci trebuie să fie în... Uite-l în... Să rămână, mulțumesc mult. Era nasoală treaba dacă nu le găseai. Păi nu, bine, mai am niște chei de rezervă acasă, dar... Vezi, Cristi, ce fac pentru tine? Asta e. Dar vorbi inima mai mult cred. Da, doamnelor, domnului, mulțumim lui Cătălin. Asta e piesa lui preferată, după cum știe și Morris, The World Is Mine. Pentru că totuși Cătălin e o legendă a vieții de noapte a Bucureștiului. Doamnelor și domnilor, avem însă acum o fată de culoare, cea mai simpatică și neașteptată bunică. Și o să vedem exact ce știe bunica. Bunica bate toba, bunica. Acum să vedem ce știe despre România. Biu Marchetti se află alături de noi. Hello! Hello! Bună, ce bună! Ce faci? Bine, ce faci? Tu? Bine! Ce e acolo? Venit. Mi-ai adus un cadou? Da, pentru tine și pentru DJ Morris. Opa! Aoleu, avem un tricou. Să nu ziceți că cu Vanessa le venim fără nimic. Ia, da, aici e vreo firmă. Asta e de restaurantul meu acum. Frumos. Foarte frumos. Dar nu, spate e numele. În spatele e numele. Numele restaurantului. Negresa, ca să zic așa. Negresa, exact. București, da? Foarte frumos, uite, scrie aici, foarte frumos, bravo. Mulțumesc foarte mult pentru cadou. Cu plăcere. Mori, să te ai scos și tu de tricou, bă, băiatule. Bă. Păi da. Schimb tricou, gata, da. Perfect. Ce, că nu-i bine la noi pe aici, așa. Stai jos. Ok, mersi. Bunicuța, cum să fii tu, mă, bunică, mă, du-te, mă, de aici, mă. Uitați-vă la ea, cică. No, dar nu e adevărat, da? Ba da, sunt... Sunt niște zvonuri de făimătoare. Da. Ba da, sunt, ce foarte mândră. Da? Credeți-mă. Da? Deci asta pentru că v-ați apucat de vreme de treabă și tu și copiii tăi, ca să zic așa. Ia, hai să zicem așa. Să dăm vina pe copii, pe copilul meu. Păi da? Nu, că mi-am apucat târziu, cam pe la 26 de ani. 26? Da. Dar copilul s-a apucat de treabă. Mai devreme, ca mama, la 21. Foarte drăguț, foarte frumos. Mama ta trăiește, e străbunică, nu? Da. Excelent, stimați respectați. Există și o străbunică sau numai... Ba da, cum să nu? Deci străbunică, bunică... Mamă și copil. Absolut exact. Excepțional. Am auzit că ți-ai luat cetățenia română. Sau vrei să ce iei? Mi-am luat de ea. Mai am puțin ce depun jurământul. Da. Depui, băi, să depune jurământ, băi. O să întrebe de ce. Dacă ești român, habar n-ai că trebuie să depui jurământ. Că o iei ca atare. M-am născut în România. Ei bine, doamnelor și domnilor, prietena noastră Biu este, imediat o să luăm pauză până atunci. E adevărat că ai fost supusă unui test de ăsta de cultură generală? Păi normal, ca să iei cetățenie trebuie să... Da, nu știam, mi-aduc aminte când Mihai Radulescu a depus ca să fie să ia cetățenia izraeliană, că Ilan era de acolo și ăla micu, vă înțelegi? A fost tot așa examen. Deci, avem câteva întrebări pentru Biu și o să le căutăm și după pauză. Cine a fost Mihai Viteazu? Domnitor al Țara Românească. Cam în ce an a fost? Anul 1593 până 1601. Bă, băiatule, și dacă te lua repede, nu le știai, Morise. Și conducătorul factul a cele trei cetate medievale care azi sunt România. Deci Moldova, Transilvania și Țara Românească. Bravo, bă, româncă, bă. Păi româncă. Da, mai e nevoie de testul final? Sau stai așa, mai departe. Hai că mai avem una și după aia luăm publicitate, că mai am...
Are și întrebări complicate după aceea, domnule, să-l încurcăm invitatul. Cine este, mă rog, cine a fost dragul de el? Mihai Eminescu. Mihai Eminescu a fost poet, prosator. Prosator, băi! Așa e, nu? Așa. Și jurnalist român. Ai, 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 a devenit o emblemă literatura românească. Ia uite, bă, ce știe. Dintre cele operele sale este Luceafărul, care are 98 de versuri. Și mai sunt alte, care este Steaua, la Steaua, da? Dolce României. Și un singur dor, ceva de genul. Mai am un singur dor. Mai am un singur dor. Dar știe mai mult decât ar ști cineva. Hai, mă, că am învățat pe bune, nu a fost așa. Nu te-a pus să spui și poezii, nu? Nu, poezia asta nu știu. Am înțeles. Dar imnul te-a pus să spui din imnul României. Ba da, imnul, da. Da? Imnul? Hai, înainte de publicitate, zim două versuri, zim. Deșteaptă română, din somnul cel de moarte, în care te-a dăncirea barba. Barbarii de tiră. Excepțional! Foarte bine, fata noastră se descurcă. Fata noastră. Unica cu bunica și cu foarte tare. După scurtă pauză de publicitate, avem o piesă de la Biu. Înțelegem că s-a apucat de business, ați înțeles. Și pe de altă parte o să vedem și cum ești cu testul, că mai întrebăm niște chestii de astea, căutăm noi niște șopârle. Hai cu publicitatea și ne întoarcem. Urmărim cu sufletul la gură tot ceea ce se întâmplă pe frontul ucrainean. Prima știre importantă o puteți afla doar de la Focus. Ora 18, Andreea Berecleanu este alături de noi. Bună seara, Andreea! Cristi, bună seara, bună seara, doamnelor și domnilor. Bombele fac rafagii în Ucraina. Centrul Harkovului a fost devastat de proiectile. La Mariupol se duc lupte de 12 ore, iar Herson pare să fi căzut în mâinile rușilor. Bilanțul civililor uciși este înfiorător, peste 2000 de oameni. Care sunt ultimele evoluții de pe frontul aflat la numai câteva sute de kilometri de România, aflați în câteva momente? Căderea Hersonului a semănat panică printre localnicii din sudul Ucrainei. Mulți dintre cei aflați pe linia de atac către Odessa a forțelor Federației Ruse au luat calea Pribegiei. Avem un reportaj exclusiv semnat de corespondenții Prima TV în Ucraina, Marius Aizu și Adrian Negru. Printre bombe și rachete, în Ucraina se nasc suflete. Condițiile sunt însă greu de imaginat. Într-o clinică din Kiev, subsolul a devenit sală de nașteri. Imaginile cutremurătoare cu locul unde doar zilele acestea au venit pe lume 10 copii, imediat în jurnal. Cu acestea, dar și alte informații, vă aștept peste câteva minute la Focus. Cristi. Mulțumesc, Andreea, pentru aceste informații. Suntem împreună cu Biu, mâine, poimine, cetățean român, că vorba aia depune jurământul. De aceea vreau să o întreb pe Biu, care sunt cele trei puteri ale statului? Putere legislativă, care este Parlamentul. Așa. Putere executivă, Guvernul. Așa. Și putere judecătorească, instanțele. Excepțional, bă, băiatule, știe fata unde să se ducă atunci când trebuie. Dăm exemple de sculptor român. Sculptor ăla care seamănă numele cu al meu. Brâncuși. Așa, Brâncuși, da. Brâncuși, care are trei foarte cunoscute. Poarta Sărutului. Așa, așa. Mesei Masa tăcerei și ceva cu coloana infinitului. Bravo, foarte frumos. Mai știi altul? Ăsta e cel mai bun, da? Pe ăsta îl știi, da? Pe asta îl știi, da. E și drăguță că ai recunoști. Bun, zim câteva râuri din România. Mureș, Bega, Crișul Alb, Crișul Negru, Crișul Revere. Trei, le bagi pe astea cu Crișul și s-a rezolvat. Da. Bravo. Și cel mai fluviu, Dunăre. Da. Bravo, foarte frumos. Dăm exemple de președinți ai României. Foști, actuali, cum te lasă sufletul? Unul care nu îmi plac deloc, Nicolae Ceaușescu, care a fost din 1965 până la 1989. Bravo. Ion Iliescu. Așa. Care a avut două mandate. Mai dragă, da. Din 1990 până la 1996 și de 2000-2004 sau este 2006, așa. Nu știu. 2004, ai zis bine. Așa. Traian Băsescu, 2006-2014 cu două mandate și acum Iohannis. Klaus Iohannis, 2014 până acum. Mai dragă,
te descurci foarte bine, cum ar fi. Am învățat. Da. Zim despre primul singurul restaurant, primul singurul, cum zicea cineva, restaurant cubanez din România. La Negra, restaurantul cubanez. Uite, La Negra. Avem imagini de aici, București. Foarte frumos. Bravo. Tu acolo cânti, înțeleg, da? Da, acolo cânt. Ce mâncăm bun la tine? Foarte, avem acum ropa vieja. Așa se numește. Adică ce e? Porez con gris. Este un fel de... este carne de vită într-un sos... un sos roșu cu ceapă. Cu... nu are usturoi. Ceapă, ardei și bulion. Gata. Doamne, asta e recomandarea. Și banana prăjită. Banana verde prăjită. O Cuba Libre se poate? Ba da, Cuba Libre, mojito, daiquiri. Mojito. Hai, vamos, cantamos. Când trebuie, o invităm pe Biu să cânte. Îi mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor. Ne vedem și mâine cu informații de ultimă oră din viața celebrităților. Să ascultăm ceva. Cuba! Să ne grităm că vădă caminando. Să ne grităm să tumbau. Când la gente la va mirando, ea baila de lado, también apretau, apretau, apretau. La negra tiene tumbau. Yeah, yeah. Y no camina de lado. Vamos. Para que no hayan tropiezos y vengas y
ce ne-a mai dezmorțit. Mulțumim foarte mult, Biu, să-ți meargă foarte bine. Dumneavoastră, urmăriți-ne, pentru că avem foarte multe lucruri importante să vă spunem și mâine de la ora 16. Evident, pentru cunoscători, reluarea spre 12 noaptea. Ce vrei, mă, să mai spun? Ia, lasă un pic, să o prână cum făceai mai devreme. Mă, tu dai restul la pâine sau dansezi? Ce faci acum? Ce are, mă, Cipriane? E pus niște baterii în spate. Am mâncat niște cozonac, dă unea. Hai, la revedere!